Daniel Oprița și Iulian Miu au debutat cu succes pe banca tehnică a formației Steaua București. Sâmbătă, pe teren propriu, roșii albaștri au învins cu 2-1 PSC Popeșle Ordeni din Liga 3-a în primul amical din această vară. Cu un lot modificat substanțial în această pauză competițională, Steaua a dominat copios prima repriză și doar lipsa de concentrare la finalizare a făcut ca tabela să arate după 45 de minute doar 2-1 pentru gazde. Steaua a punctat prin Florin Răzdan și printr-un autogol. Primul meci am început de 4 zile antrenamentele, oboseală, căldură, dar e bine că am început cu dreptul și trebuie să o ținem tot așa. Ce impresie ți-au lăsat noi colegi? Știam valoarea lor, au venit jucători de Liga 1, au crescut echipa, valoarea echipei și suntem fericiți că avem alături de noi. În partea secundă, pe fondul căldurii și a multiplelor modificări, scorul a rămas neschimbat, iar Daniel Oprița a debutat cu dreptul în Ghencea. Sunt mulțumit în mare parte de ce s-a întâmplat în primele 20 de minute, cât echipa a putut să țină un ritm ridicat, putea să fie scorul 6-7-0 în primele 20 de minute. Cum ai caracteriza evoluția jucătorilor aduși în această vară? Bună, sunt mulțumit în mare parte de toți, dar eu știu ce potențial au. Știu că mai au nevoie de zile de pregătire și echipa o să arate mult mai bine în următoarele meciuri. Următorul amical al Stelei va avea loc vineri, când roșii albaștri se vor deplasa la Câmpul Lung Mușcel, iar Oprița și Miu vor putea vedea din nou la lucru noile achiziții. Cum te-au primit noi tăi colegi? Foarte bine. Pe unii dintre ei cunoșteam, cu unii chiar am fost adversar în Liga a doua și în Liga a întâi. Mă refer la Răzdan. Foarte bucuros că sunt aici, mă bucur că sunt foarte primitor și sper să facem o treabă bună împreună. Primul meci oficial pentru roșii albaștri va avea loc pe 31 iulie în Cupa României, pe teren propriu cu CS Mihai Bravu din Giurgiu, de la ora 17:30.